am depus o sesizare simplă la BEC Viorica Dăncilă pentru faptul că ea ieri a postat efectiv un filmuleț care reprezintă un fel de propagandă electorală. Și știm foarte bine că legea interzice așa ceva. Deci dumneavoastră considerați că Viorica Dăncilă a încălcat legea. Normal. Ați făcut o sesizare la Biroul Electoral Central. Da, ieri după amiază. Ce constă sesizarea și împotriva cui? Viorica Dăncilă pentru faptul că ea ieri a postat efectiv un filmuleț care reprezintă un fel de propagandă electorală. Și știm foarte bine că legea interzice așa ceva. Deci dumneavoastră considerați că Viorica Dăncilă a încălcat legea. Normal. Da, am depus o sesizare simplă la BEC cu link-ul postării respective, iar în cazul în care cineva s-ar fi sesizat să o șteargă, am făcut screenshot-uri la tot filmulețul, replică cu replică, și le-am atașat mai departe. La ce vă așteptați? Sincer, măcar să își ia acea amendă pe care o spune legea, pentru că am văzut și cazuri de oameni obișnuiți care echipurile ar fi făcut propagandă, care au fost amendați, într-adevăr, cu 1500 de lei. Dacă oamenii normali trebuie să amendați, totodată și oamenii politici, dacă greșesc, consider că ai trebui să fie amendați. De ce ați făcut sesizarea asta? Pentru că este dreptul meu de cetățean să sesizez în momentul în care descoper niște ilegalități.